doamnelor și domnilor, alertă copil răpit. Este informația de ultimă oră. În data de 25 ianuarie, în jurul orei 14:50, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea a fost sesizat prin apel unic de urgență 112 cu privire la dispariția unei minore, respectiv Miclescu Ana Maria, în vârstă de 11 ani. Din cercetări a reieșit faptul că în jurul orei 14:50 la domiciliul minorii situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, zona Căzănești, s-ar fi prezentat patru bărbați și o femeie care au luat-o cu un autoturism plecând cu aceasta într-o direcție necunoscută. Semnalmente, ochi albaștri, păr șaten lung. La momentul dispariției aceasta era îmbrăcată cu blugi albaștri, o geacă neagră și cizme negre. Persoanele care pot furniza informații care să conducă la depistarea minorei în cauză sunt rugate să se adreseze cele mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112. Aveți aici și fotografia și semnalmentele. Cei care au informații care pot furniza date polițiștilor sunt rugați să sune la sistemul unic de urgență 112. Vreau să mergem mai departe, doamnelor și domnilor, și să vă arăt niște imagini.